Uitați-vă la gâfâie, gâfâie. Radio și vine cineva de la Radio Shack. Un atac de la Radio Shack. Horner, e Horner. Fiți atenți, atacat Horner. Gata, își caută contractul, e clar. Cu o victorie și-l găsește. Încă un rutier decide să atace. Doi. De la Sky. Sky. E Uran? E Uran, da. Nu, fii atent, e un net-up aici. O fi Hujarski și Valverde. Pe Valverde, pe Valverde. I-a luat lui Uran, asta a fost problema. Cred că și Purito pe acolo, nu? Da, și Nibali. Au venit grei. Asta nu e bine pentru Santa Romita. Uite cum Horner a trecut de Santa Romita. Și e pe primul loc. Se duce spre victoria de etapă. Horner are întârziere în clasamentul general de 10 secunde. Va fi tricou roșu dacă va câștiga etapa. E formidabil. Senzațional. S-a văzut forma lui bună încă din turul Utah când a câștigat pe snowboard în etapa regină. 500 de metri se pare că ar mai avea. 41 de ani și 300 și ceva de zile. Aveam pregătit, stați așa. Cât? 41 de ani și 350 zile la startul Vueltei, ar deveni cel mai în vârstă câștigător de etapă de Vuelta după Pino Cerami, care avea 41 de ani și 95 de zile în 1963. Senzațional. Chris Horner, mi s-a părut că a atacat și... Da, târziu a atacat. Acestea sunt steaguri galisiene. Hai să vedem. Are formă senzațională Horner. Deci este omul din istorie cel mai vârstnic om care câștigă o etapă. 200 de metri. Și ia tricoul. 200 de metri, da. Poate să ia tricoul, Horner. Ia tricoul roșu, am spus. Ia cu turul lui Radio Shack. 17 hamburgeri o să mănânce în seara asta, Horner. Horner, ultimul viraj este în fața victoriei de etapă și a tricoului roșu. Chris Horner, da. Zboară șepcile, da. Au ratat tricoul roșu la mustață prin canțelară în prima etapă. Valverde la 3 secunde, la 2, Purito. Valverde și Purito, da. Atenție, au luat și ei bonificații. Memorabilă victoria lui Horner. Dar este tricoul roșu Chris Horner. Era la 10 secunde, da. Ce nebunie! Bun, deci până la urmă tot oamenii de general, da? Horner, pe 2 Valverde, pe 3 Purito. Eu spun că tocmai și-a găsit contract pentru anul viitor. Poate nu la Trek, pentru că Trek nu știu dacă îl dorește în continuare din cauza vârstei, deși american. Dar... Deci are 41 de ani și 308 zile. Chris Horner! De la, victorie? De la Tyler Farrar, în 2010 la Madrid, nu au mai obținut americanii o victorie în Vuelta. 2010? Da. Nu, no, dar senzațională victoria lui Horner. I-a făcut turul lui Radio Shack și a făcut lui sezonul, mai ales după ce dezamăgire a trăit în prima parte a anului, când a ratat multe curse din cauza acelei probleme la genunchi, operație. Spunea victorie pe snowboard în etapa regină din turul Utah. A venit pe 2 la general, pentru că în ultima zi a clacat, dar era normal. 5 luni asta pe tușă și iată-l acum câștigând în Vuelta. A treia zi și al treilea tricou roșu în Vuelta. Uitați-vă, aici este Mirador de Lobeiro, locul, punctul de observație. Vedeți de ce sunt bune secundele de bonificație? E o bicicletă acolo. Da. E o bicicletă. Iată, Chris Horner la 3 secunde, Valverde, Purito, Uran, Danny Martin, Bauke Mollema, Scarponi, Subeldia, Roach, Basso. Oh, sunt la 6. Deci, atenție, Valverde și...